urmă la acest vlog o să fie cum am făcut pleomonia între brațele. Căprițule, stai acasă! Uitați-vă! Deci pe căprițul nu l-aș da pentru nimic în lume. Ce să mai aduce pâine pe care nu-l cunosc? Oh, salut YouTube! Bine v-am regăsit la un vlog pe acest canal. Avem antrenament de brațe astăzi. Și nimic nu ne poate convinge să rămânem în casă. Nici măcar șaua udă pe care stau acum. Am și pantaloni gri. Antrenament de brațe senzațional. What the hell? Bă, coi, ce-i cu voi? Îmi dau viața pentru ei și ei mă sperie, halatul ăsta. Vecinul se pare bun, vecinul. Pleomonia, băiți. Ar să antrenament, nu trebuia să fie așa, adică nu așa mi-am imaginat. Când am zis, bă, să fac un antrenament, filmez, e sâmbătă, o să fie lejer. Și orile, frații mei, nu știu dacă se văd. Bă, pleomonie! Nu știu, bă, cum. Nu știu cum, bă. Fix înainte să plec, era nimic. Nimic. Toată lumea, tot asfaltul uscat, frumos, lejer. Am zis, bă, super, bine că nu plouă. M-am dus, mi-am făcut intraurcatul, mi-am pus anoracul pe mine, geaca, am ieșit afară, a început să plouă. Wow, uitați câte oi! Amazing, bro! Man, ce cu câinile acolo? Bă, eu am zis mai câine de acolo. Sunt doi, bă. Ai de capul meu, bă. Am trecut de ei, bă. Bandajul pe jos, da? Nu mai am bandajul, cum se vede. I'm good. Adică, acum sunt, nu știu, cred că-s vindecat. 90%. Bine, poate să ai despre 90%. Da, 80% da. Adică dacă eram 90% puteam să fac pierd, dar pierd. Că nu pot să fac așa cum îmi doresc. Hai băieți, am ajuns pe aici pe la pod. Îmi pun căștile să mă grăbesc un pic, că dacă îi dau așa cu telefonul în mână, ajung la sală fleașcă. Băi, cu metre! Am oprit un pic, pentru că a început să plouă flătare și nu mai e așa combinație. Acum nu știu ce să fac, bă. Cred că o să-i dau așa. Mă fi că n-am pantalon la mine, bă, și e nașpa fără pantalon pentru că am pantalon gri. Gândiți-vă cum am pantalon în momentul ăsta. Cu toate că am încercat să evit dropele și să merg foarte tare ca să-mi stropesc ca pe mine. Tot sunt praf, bă. Brașov. Am început să mui la semne, coaie. Să văd cât mai am până la sală. Normal, stai, baie, chiar de tare. Stai că am mai trezit mai apa. Dacă ar fi acum un hater de pe TikTok, băieți, m-ar face praf. Nu am și să mă prind de tot care. Pentru că unexpected video. Numele acestui vlog o să fie cum am făcut pleomonia între brațele. Ok, băieți, am ajuns. Băi, ce vreau să înțelegi din video asta, să nu faceți ca mine. Nu e un video motivațional în care cineva vă arată că nu merge la sală pe bicicletă. Dacă plouă și trebuie să mergi la sală, mergeți cu mașina, să mergeți cu nombă, îmi trebuie ceva. Nice. Acum o să mergem în acest magazin care e chiar lângă sală. Fii un second hand sau ceva. Vrem dacă putem găsi o pereche de pantaloni. Ok, am ieșit afară. Se pare că nu era second hand. Deci astăzi mă scuzați, pantalonii mei, să știți că nu sunt murdari. Pantalonii mei sunt stil army, pentru armată. Așa e modelul. Așa, hai! Ne-am reușit, lasă jos, hai! Be good, cred. Ai văzut o bară dreaptă? Ne-am
Am văzut că pe mâna nu pune mâna Vlad. Let's go. Bro. Te văd în oglindă, sunt 7000 de oglindă în sala asta. Da, apă, dar să-mi place că nu trebuie să încarci foarte mult. Adică mai mult de 3 plituri aici nu duci. Ce greu de să mă... Oh.
Pune frumos pe sopelul. Poți să treci prin față, că n-am treabă. Da, că sunt prost, sigur, da. Dar nu s-a văzut, așa e? Nu, nu s-a. Nu cred!
ultima serie, băieți. Cu băieții. Ultima serie și plecăm acasă. Sperăm doar că nu plouă afară. Ce? Trebuie să mă filmare la mine, ce am făcut. Ce făceai? Mi-am dat o bară în față. Super! Super, bro! Awesome! Ia zi, Vlad, aveam bluză așa când am venit? Let's go home. I'm so hungry. Dacă se plăia cu bani. Am făcut ciorba de crembuști. Ciorba de crembuști, mă, Dumnezeu să vă trăiască. Ușor de seară. Coaie, ce trecoaie ai fost și nu poți dai. Ia uite. Ia. Wow, coaie torențială. Trăi valul. Wow. Nu vrei, bă, să băgăm bicicleta în mașină? Bă, nu are cum să încap. Mam, bro. This is insane. Până atunci rabatez scaunele pe față, zic cu bicicleta să băgăm. Ciorbă de crembuș, trăi var, Dumnezeu, o plouă afară de rupe. Point of view. Bra, am luat apă la picioare, băgam ea și... Vai de pula. Nu se vede pe cameră. Da, băi, e bine. A, oh, băieți, bicicleta mea. We going acasă, băieți. Straight to the home. O ploaie afară, dacă ești 2 minute. Eu cred că aveam cale de scăpare. Sincer, n-aveam nicio cale de scăpare aici. Aveam o cale de scăpare aici? Luați-vă umbrele! Chiar și busul zice așa. Eu uită-te. Băi, frații mei, acesta a fost video de astăzi. Vlad, apași tu să știi că te vezi în oglindă. See ya, guys. Mă pupă fratele vostru Gipsan. Vă iubește și vă urează o seară binecuvântată acolo de unde sunteți voi. Sper că din pat și nu din afară. Din confortul vostru, că sunt la picioare vostru, zici că am șalupe. Și nu afară, în ploaie.